Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog de la bucătărie. Astăzi vom pune o pizza la cuptor. Nu prea știu eu să fac mâncare. Am găsit două ouă la țară, am vrut să le fac ochiuri, dar milenii nu mai fac. Trebuie să pun ulei în tigaie. Așa că deschidem aragazul, scoatem tigaia asta, o punem aici. Cam multe, asta e pizza care am cumpărat-o, o să o desfac imediat. Trebuie să văd aici, în, la aragaz. Ia să prind un pic becul. Am prins să trebuie să scot asta. Și o să las... Ăsta o fi aragazul, mai? Da. Gata, o ars aici. O luat foc ăsta. Să-l lăsăm așa să se încălzească. O să închid becul de aici din cuptor. Acum să desfacem pizza. Să vedem cum arată. Am mai cumpărat, nu fac publicitate la pizza sau ceva. Dar pur și simplu vreau să vă arăt și eu. A rămas singura acasă. Ce să ne facem ceva de mâncare? Bă, arată bine. Ia uitați ce frumos arată. Aveam o paletă din aia. Dar o lăsăm deocamdată să... O să o lăsăm să punem pe tava asta. Lăsăm un pic să se încălzească cuptorul. Și să ne uităm aici, deci la 220 de grade, este să dăm la 200, așa, cât între 13 și 16 minute, la 18.57, la ora 19, băgăm, lăsăm până la 19 și un sfert, 19.20 să facă ca lumea, acolo cred că se încălziește. Cuptorul aici, asta s-o arunc la gunoi. Am luat două din alea de supă. Uite ce s-a arunc și gunoiul. Cred că o să mă duc să arunc gunoiul. Și să vedem ce bunătate iese. Ouăle să le bagă în frigider ca să nu se strice. E mișto la aragaz că are bec înăuntru. O să băgăm ouăle în frigider. Le-am luat la țară din cuibarul găinilor. Le-am pus aici. Mai avem iaurt. Mai avem e mâncare, slavă Domnului. Dar vreau să văd și eu. Poate vreodată o să încerc să gătesc ceva, dar... mai vedem. Mai lăsăm două minute. Să se încălzească. Dar e cald înăuntru, s-a încălzit. Cuptorul. O lăsăm la 220 de grade. Lăsăm un sfert de oră să se facă. Ia să o desfac. Ia să vă arăt și vouă. Arată splendid. Ci că nu sunt așa bune pizzele astea congelate. Nu prea mănânc eu tot timpul. Mănânc așa când și când. Vă dați seama că nu mănânc tot timpul. Dacă aș spune că mănânc tot timpul, aș mai spune. Ia uitați ce frumos arată. Și... De exemplu, am aici restaurant totul, aș putea să mă duc să iau de acolo, dar e 19 lei acolo și nu dă cu bonurile de masă. Să punem și asta să topească. Trebuie să mă duc să arunc și gunoi ca să fie aruncat. Sau văd eu. Dar cred că o să mă duc. E 18.59. O să băgăm la cuptor această pizza. Am și din ala de tăiat.
roală din aia de tăiat. Gata, s-o fac 19. S-o lăs până la 19 și un sfert. Lăs să prind becul în aragaz. Dar ce cald de acolo. Uite așa, mă bag aici. S-o lăsăm 15 minute până la un sfert. Până atunci eu mă duc să arunc gunoi. Revin cu final. Uitați, fraților, ce m-am gândit. M-am gândit să fac și un oaic. O să mănânc și un oaic. O să văd cum îl prăjesc. Să caut o lingură din aia de lemn. Nu știu unde e aia de... Era aia de tăiat, dar nu știu unde a pus-o, mă. Era aia de tăiat pizza, dar nu știu unde a pus-o. Stai să mă uit aici. Nu știu unde e aia. Ah, gata, am găsit-o. Am din aia de tăiat pizza. Mă mai lăs un pic. După aia o scot. Lăs să încingă uleiul. Am deschis puțin geamul că s-o păi și toleacă de fum de aici la aragaz, dar nu știu de ce, n-am idei. Măcar dacă arăt câți la bucătărie, măcar să vă arăt ceva. Sper să nu sară uleiul ăla pe mine. Asta spăimântă pe mine că sare uleiul ăla. Mă enervează cel mai tare. Ba, e 19 și 12 minute. Ia să vă arăt pizza cum arată în cuptor. Cam așa arată, are sticlă dublă. O mai lăsăm. Nu știu ce are butonul ăsta. Începe să sfârâie uleiul. Sper să nu dau pe piticou, sper să vedeți bine. Oricum camera am dat-o la distanță. Da. Îmi fac un ou. Eu cred că e prea tare focul. Să dăm ulei. Au, ce sare! Aici au fost cartofi prăjiți. Uite bă, că s-au făcut, bă. Am învățat și eu să fac un ou fiert. Și că nu sunt așa sănătoasă. Deci că se poate face în apă clocotită, nu știu cum, în clocotiță apa. Eu nu știu cât trebuie să-l lăs. Trebuie să-l mai lăs, oare? Cred că e gata. Nu trebuie... Uite ce s-a umplat aici. Cred că e gata. Opa. Ia să iau o parfăruță. Am făcut și un ochi, fraților. Nu știu cum să-l iau de aici. Sucker, mother, fucker, că nu pot. Am înjurat, poate mă blochează YouTube-ul. Dacă le iau cu o blingură de asta de fier, nu se zgârie cratița. Mama e frică că se zgârie asta. Numai la... Gata. Am făcut și eu un oic, bă. Asta nu-i mare mâncare, fraților. Nu prea le am cu gătitul așa bine, după cum știți, v-am spus. Dar știu și eu lucrurile elementare. Să fac un cartof prăjit, să fac un oic. Ah.
las așa. Ia uitați. Și acum o să pun un pic de oregano. Bă, cred că ăla e gata pizza. Da, cred că e gata, că e 16 minute, ia să opresc. Aia gazul, car de aici. O mai lăsăm un pic. O să pun un pic de oregano, că îi dă gust bun. Oregano de ăsta mărunțit. O să pun un pic pe deasupra, uite așa. Piper nu pun și sare, că nu-mi place. Fiecare poate să pună după gust. Dacă vrea, usturoi nu pun, că ăsta e la cartofi. Hai să pun un pic de... din ăsta, atât. Că nu-mi place mie asărat. Așa. Și acum, asta trebuie să o spălăm un pic. Că am folosit-o. Lingura o lăs la ou. Dar de fapt, hai zis că vă arăt după aia pizza. E aici puse. O mai lăsăm un pic la căldură, că cuptorul e cald. Cât mănânc ou, cât îl ronță eu, pac, imediat. Am adus și asta de pe aia pizza, pac, pac, pac. Ia să vedem cum a ieșit primul meu ochi făcut. Mai avem cartofi aici, dar cred că îi lăs pe mâini. S-a rămas singur ea la casă. Maica mea e la țară, după cum știți, o să vedeți înainte, cred că, vlogul. Sau după, să văd cum îl editez. Cred că vlogul ăsta o să-l pun mâine. Hai să vedem ce ou am făcut eu aici. Ăsta e ou proaspăt, l-am luat la țară. Din cuibarul găinilor. Ia. Bun. Trebuie să-mi învățăm, fraților, să facem mâncare, că e de jale. E de jale. Ia să vă dau așa, să vedeți, să mă vedeți și pe mine. Dacă nu învățăm să facem mâncare, azi o leacă, mâine o leacă, bă, pentru început e bun. Super, super. Îmi place mie să stau să gătesc, ce-i drept. Hai, uite că trebuie să învățăm să facem mâncare. Ia ca și noi, dacă știi să-l faci, tot e bun. Da, vlogul ăsta îl pun pe mâine dimineață. Bunică, zic și eu, bă, da prostie, să fie din sufletul mata, că e din ograda mata ou. Și mâine faci un an. E foarte bun ou. Și zic că, bă, da prostie, bunica pentru ou, că e din ograda ei. Și-o muncit atâți ani ca să aibă o gospodărie acolo, câteva găinuți, alea. Bă, care mai aveți bunici, să vă respectați, fraților, bunicii, că, uite, mâine, poi mâine, nu o să-i mai aveți și e greu. Luăm spatula, nu o să mai deschid... E gata asta, ia uitați ce e. O să o tai cu... Bine că am clește din asta de... Cred că pe viitor am văzut uneva, o să-mi iau un grătăreal la portabil. Și... pe viitor o să mă duc uneva să fac un grătar. Frumos, pac, o să-mi iau aia, o să-mi iau aia. Ce ziceți voi? Mamă, dar ce frigi. A venit că am mai lăsat-o. S-o las o leacă jos. Am pus-o prea aproape.
Te-abia pus pe tava aia. A, nu contează. E bun și așa. Îmi cer scuze că am as-o, dar n-ar nimic. S-o ars un pic. Că am pus-o prea aproape de aia. De foc. De grătarul ăla era prea aproape. Și de aia s-o făcut excepțional. Mă scuzați că am râgâit. Asta trebuie să o spăl. O bag la chiuvietul să o spăl. Ia uitați ce... Bă, să știți că e bună pizza. Uite că dacă o să mai am, bine, să le dea Dumnezeu sănătate părinților mei, nu le doresc, nu dăruiți la nimănui să-i moară părinții, dar odată și odată, fraților, tot rămânem singuri, adică gen, cred că o să mai lăs să mai răcească că frigii. Soarsul ăla la fund de aici, dar n-are nimic. E foarte bună. Nici nu are gust de arsură. Soarsul un pic am lăsat prea aproape de foc, dar n-are nimic. Până la urmă, mi-am luat ambiția și am făcut și un oaic. Nu prea îmi place mie să gătesc la... Deci că se poate face un oaic, am înțeles, mi-a zis cineva, fierbe apa într-un bol, o fierbi până o leși la punctul de fierbere, când fierbe apa, exact cum ai face un ceai. Și că dai drumul la oaic acolo, și că ăla e cel mai sănătos oaic de făcut. O să încerc o dată să fac treaba asta, tot așa, când sunt singur acasă, acum n-are rost. Îmi trebuie o oală... ceva mai mărișoară, o să-mi trebuie pe mama. Ui, dar pizza asta e un pic picantă, are ardei din ăștia picanți, dar n-are nimic, e bună. Asta. Vreau să-mi fac un ceai, dar nu mai fac în seara asta. Am o idee. Fac un 3 în 1. Am zis că revin imediat. Da, fraților, am revenit pe fundal. Am adus un domn cafea din astea să fac un 3 în 1. Nu fac publicitate la chestiile astea, să știți. Vezi puțin răgușit. Nu știu ce se întâmplă în atmosferă. Dau ăștia cu tot felul de prostii, de substanțe, de tot felul de chestii. Și mama e răcită. Le-au făcut test la servici să vadă dacă are COVID, dar n-are COVID, n-avea de unde să aibă. Nu prea mai am baterii. Mai am face puțin, s-ar putea să descarce bateria. Ca să știți dacă se închide camera, de ce. Da, 3 în 1 se face la fel cum se face. Știți și voi, îl băgați aici, puniți apa, nu-i mari filozofii. Era mișto dacă știam să fac o pizza de casă. Uite, spate aluatul ăla. Cam complicat. Să știți că a ieșit super. Și chiar dacă e un pic ars aici, vedeți că nu e ars tare, ca să zic bă, că am ars-o ca... Mi-am dat seama imediat cum... Mi-a ajut un pic fumul, bă, stai ceva, nu e în regulă. Am pus tava aia de sub groasă și nu mai avut treabă. Asta e masa pe în seara asta. Trebuie ușor, ușor să învățăm să gătim. Azi un nou, mâine o friptură. O să încerc, dar nu acum, pe viitor, să fac și o ciorbă, dar o să fac într-o oară mai mică, să nu o stric. În caz de nu iese bună, asta este. Dar poate o să facem o ciorbă în natură, așa, cum să aș spune, să încerc să fac la foc. La țară nu prea am cum, că nu am.
N-am pe acolo unchiul meu care face tam-tam și na, e casa lui, o grada lui, nu pot să fac ce vreau. Foarte bună pizza. Era mai bună de casă, da? De unde s-o luăm. M-am mai pe la țară cu treburi, v-am spus, trebuie să fac mâine de un an de zile lui bunica, eu mâine sunt la servici. Mă bag și eu în pala vloguri. Am văzut greșeala mea, am ars-o puțin o crustă, dar n-am nimic, e bună, să știți. Dacă nu era bună, o aruncam și asta este. Dar e super bună. Bine că am depistat la timp și n-am ars-o de tot. Sunt unii care ard, nu mai pot să mai mănânci. Arsura asta nu dăunează la stomac. Sunt unii care mănâncă pâine prăjită cu crustă de asta, un pic arsă. Se mai făcea pe plită, dacă știți, la țară. E așa splendid de bună. Dacă vă întrebați, nu a fost cam foame. Și de asta am mâncat și o pizza și un ochi. Una oameni m-am enervat și am zis, ia să fac bă și eu un ochi, să văd cum iese. V-am spus, la mine mai mult părință, taică-meu și maică-mea. Mai mult maică-mea, dar și taică-meu face. Că m-am mai certat și pe mine, bă, apă cât ești tu și învață și fă. Bine, asta și un copil de 2 ani, că trebuie să facă un om, îl face un ochi. Da? Sunt unii care nici nu știu cum să fac. M-am ridicat puțin la masă că s-a încălzit apa, o să pun un pic de apa aici. Bine, asta nu e nes să-l frecăm, dar e bine să-i dăm un pic, să-l facem așa, că ies așa pufos, spumos, pardon, pufos. Frecăm bine nesul aici. Ia să vă arăt așa, până se moaie, trebuie pus foarte puțin. Oprim focul. Acum punem ușor apa. Beam și un 3 în 1 cald, că oricum dorm de seara ne-ntoas. Eu mai beau. Am și Inca, cafea din aia care nu are cofeină. Da, fraților, se descărcase bateria și am schimbat bateria. Nu vă mai las mult pe fundal. Mi-am făcut și 3 în 1, a rămas singurea la casă, uitați și pizza, imediat o să o consum. Eu v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like și scrieți-mi acolo în comentarii ce aș mai putea face, ce aș mai putea găti, așa ca pentru mine, că nu am idei. O să vă arăt într-un vlog cum fac și o fidea de asta, cum se cheamă, o... cum îi zici la prostia asta, la fidea de asta făcută, supă cu gust de pui, nu fac publicitate, să știți, la produse, dar vreau să mă distrez și eu, că am văzut că tot e la modă cu alții gătesc, pac, pac, arată și vreau să vă arăt și vouă.
Bine, că voi știți, da? Vreau să vă arăt așa, să mai fac un update la vlogurile mele, că v-ați plictisit, am fost prin oraș, am fost pe colo, am fost pe colo. Eu v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!